Salut și Banksy la un nou episod pe canal. De data asta avem ceva foarte special, pentru că nu știu dacă mai țineți minte, dar undeva prin anul 2020 ne-am jucat niște jocuri cu omul de plastelină și cu lacătele și trebuia să facem rost de chei, să deschidem acele lacăte și să progresăm mai departe. V-au plăcut foarte mult episoadele respective și tocmai de asta am zis: "Bă, s-a lansat un nou joc, hai să-l încercăm, să vedem care e trebușoara cu acesta." Așa că nu uitați să apăsați butonașul de like în continuare. Uitați-vă câte nivele avem, deci o să avem ceva de jucat dacă este să vă placă. Și fiți atenți, vreau să strângem la episodul de astăzi peste 5900 de like-uri, sau dacă fiecare dintre voi apasă acolo pe butonașul de like chiar în acest moment, hai să vedem, poate reușim să depășim acel număr, da? Povestea e în felul următor: numele acestui caracter este Nicky și vrea să mănânce un biscuit cu Vlad, fratele lui probabil, dar borcanul de biscuiți este închis cu lacăte și trebuie să deschidem acest borcan de biscuiți. Și fiecare nivel e diferit, trebuie să deschizi altceva. Dar hai să vedem, eu țin minte jocul ăsta și chiar știu că mi-a plăcut foarte mult și mă bucur că s-a lansat un nou joc de acest gen. Hai să vedem, deci practic aici este așa și uite, toate astea sunt lacăte și nu știu exact cum o să le putem deschide. Prima cheie este la acest copcil, dar nu știu exact de unde sau cum aș putea să fac să o iau. Ia să vedem noi, e ceva pe aici, hopa, am găsit un item, bun. Ce mai avem pe aici prin zonă? Un cod 5619. Hai să vedem, că văd pe aici ceva de băgat cod. Uite, aici trebuie să faci un fel de... uite așa. Deci primul lacăt l-am deschis. S-a deschis aici. 5619. Da, ăla era codul. Deci avem două lacăte deschise. Suzeta. Suzeta clar vine aici. Și acum pot să iei cheia. Și asta e cheia de la lacătul alb. Da? Bun. Hai să vedem următoarele chei pe care o să trebuiască să le facem rost. Avem aici o valiză și deja am făcut rost de încă o cheie. Și asta este cheia galbenă care vine aici. Ia să vedem. Cheia roz. Ok, cheia roz. Destul de ușor de făcut rost de cheia roz. Nu e greu deloc. Bun. Aici văd o săgeată care vine așa, observați. Și mi-arată că ar trebui să fie culorile astea. Deci aici practic e un verde. Hai să facem culorile alea. Roz. Deci ar veni un roz. Mov. Bun. Roz și galben. Hai să vedem dacă funcționează. Funcționat. Am primit cheia multicoloră. Hai să deschidem aici. Nu știu, mai țineți minte jocul? Vreau să-mi scrieți în comentarii câtă lume mai știe jocurile astea. Pentru că, v-am zis, mie mi-au plăcut foarte mult. Și știu că și vouă v-au plăcut foarte mult la momentul respectiv. Avem o pușculiță, dar nu știu dacă ai ceva de făcut cu acea pușculiță. Ok, aici curge chestia de asta, dar nu știu exact ce trebuie să faci. Hai să mai dăm click, pentru că în jocul ăsta trebuie să dai click-uri multe. Ca să poți să... ok, aici trebuie să învârți ăsta, dar nu știu exact cum trebuie făcut. Iar aici trebuie să faci floarea, cred, sau? Sau poate trebuie să faci... nu, trebuie să faci o formă. Inima. Ok. Bănesc că funcționa cu orice. Am primit o foarfecă. Uite, e o cheie la roata asta. Ok, nu vreau muzică. Vreau cheia să mi-o dai. Nu, nici foc nu vreau. Nu, jocul n-a înțeles ce-mi doresc eu. Îmi doresc cheia. Nu, nici asta. Deși s-ar putea să aibă o implicare mai departe în un alt puzzle. Mă. Ia uite, mă, s-a luat de mine. A venit mama sau nu știu cine. Cheia. Perfect. Bun, avem cheia roșie. Fiți atenți. Cheia roșie vine aici. Foarfeca, nu știu la ce trebuie să o folosim. Ăsta... deci ăsta merge jumate și ăsta merge încă puțin. Deci încă un lacăt l-am scos. Mai avem 4 lacăte să ajungem la borcan. Popcorn. Ce faci cu popcornul? Îl torni aici. Am primit ăsta. Asta e un fel de... fiți atenți. Stai așa o secundă. Cred că ăsta îl pui aici și ăsta îl pui aici. Da, și faci o... uite, fiți atenți. Asta era șmecheria. Trebuie să mergem aici frumos. Deschidem și lacătul acesta. Și mai avem 2 lacăte, dar nu știu exact ce fac cu foarfeca. Bănesc că nu folosești foarfeca cu porcul în niciun caz. Aici nu prea mai e nimic de făcut. Asta mă interesează pe mine. Fiți atenți că e șmecheria aici. Deci asta vine așa. Și asta trebuie să o faci să fie la perfecție. Asta era. Și acum avem cheia mov. Da. Mai avem și cheia verde de jos de acolo și... uite, am găsit încă ceva. Cu ăsta trebuie să umfli ceva. Ce umflu cu ăsta? Aceasta este întrebarea. Asta. Asta e șmecheria. Umfli roțile.
Deci o roată e umflată și cealaltă. Bam, perfect. Cheia albastră. Dar unde e cheia verde? Nu poți să vorbești cu ăștia de pe aici, nu? Observ. Aici ar putea să fie, băi, e ceva cu foarfeca asta. 100% e ceva cu foarfeca asta. Dar nu știu exact ce. Asta ar fi întrebarea, pentru că mie îmi trebuie ceva verde. Cred. Da, ar trebui să fie în principiu ceva de culoare verde. Am folosit un hint și aparent asta trebuia făcut. Trebuia să mă fi prins că e verde, dar... Da, asta e. Ia să vedem, deschidem aici. Și borcanul ar trebui să fie deschis plin, plin de prăjituri. Este deschis, totul este perfect. Dăm mai departe, mâncăm prăjiturile și ar trebui să putem să ajungem la următorul nivel, corect? Avem și niște bănuți. Ok. Bun, trecem mai departe. Ia să vedem. Și ca să ajungem aici, ar trebui să pot să dau în loc, nu? Asta e un puzzle cu ceva mașină din ce văd. Astăzi o să-ți arăt cât de repede pot să conduc eu. E un camion și trebuie să deschizi camionul din ce văd. Hai să vedem despre ce e vorba. Okay, camionul e încuiat, da? Ok, și camionul lui Vlad. Iar aici e ceva cu un bănuț. Ok, am luat un ciocan. Hai să vedem, că mă uit pe aici să văd. Wow. Ăsta trebuie să vină așa. Și trebuie să ai grijă să ajungi până în partea cealaltă. Ok, trebuie să... Nu, în principiu asta nu e greu, dar trebuie să ai grijă cum mergi cu chestia aia. Că uneori, vedeți, merg mai repede astea, uneori mai încet. Așa. No, mă prinde la final. Hai că am reușit până la urmă. Și am primit o cheie. 8239. E un cod aici. Ok, ăsta nu știu. Trebuie făcută ceva, o formă sau... Habar n-am. Pușculița are ceva, n-are nimic. Aici avem niște culori. Este și acolo ceva. Nivelul ăsta e mai greu. 3971. Ok, nu știu care-i faza. Gata, m-am prins. Cred. Roșu? Nu merge. Dar cred că aici o să vină astea. Da, fiți atenți că e cu șmecherie. Dar de asemenea trebuie să știi un cod de culori aici. Da. Deci practic verdele e singurul care e corect. Hai să vedem, încercăm așa. Galbenul e la început, aparent. Roșu e aici și albastru e aici. Perfect! Bun, deci avem două chei deja. E bine, avem cheia aceasta. Care nu știu de unde... uite asta e. Și cheia floare, da? Deci am deschis două. Mai avem o grămadă, avem și de asta de roată. Wow, câte sunt. Avem aici o cheie mică, dar trebuie să o scoatem din această sticlă. Ok, aici trebuie să faci de astea să reții. Da, upsi. Stai să vedem. Astea două, asta cu... Era pe aici pe undeva, dacă nu mă înșel, uite-o. Perfect, asta cu asta, asta cu... Ce-am făcut, mamești? Asta cu asta și asta două, da? Perfect, avem cheia verde. Super, hai să și deschidem în același timp. Cheia verde de jos, de la roată. Bun, ce e aici? Mai e o chestie acolo. 3971, asta o să fie important. Care-i faza cu astea? Avem cauciucuri. Nu, bănuiesc că n-are nicio legătură acolo. Ia să ne uităm. Deci cauciucurile ar veni aici, cred. Ok. Nu știu dacă are vreo relevanță. Gen ce culori ai pus. Dar s-ar putea să aibă. Hai să vedem că practic tu trebuie doar să te ferești de chestiile astea. Dar uite, uneori merge mai rapid, uneori merge mai... și poate dacă pui alte culori îți dă alte chei. Hai să vedem. Nu m-am mai jucat până acum, deci nu știu. Ce mai avem pe aici? Chestia asta care se poate întoarce. Codul ăsta pe care nu știu exact ce faci cu el. Uite, am luat un bănuț de aici. Și fiți atenți cu bănuțul. Mă pot duce aici și să cumpăr ceva. Deci bagi bănuțul aici și îți alegi ce vrei. Chiar roșie, aș putea să o iau din start. Pentru că, de ce nu? Și uite, o folosim aici. Perfect. Aici e nevoie... aici e nevoie de cod. Și codul e 3971. 3971. Dar nu e ăsta. Asta o fi din altă parte.
Și cum mai era? Uite, 8, 2, 3, 9. 8, 2, 3, 9. Hai să vedem. 8, 2, 3, 9. Ăsta era de aici. Wow, ok. Ce faci cu astea? A, s-ar putea ca astea să fie de aici. De fapt, mai mult ca sigur sunt de aici. Și aici ar trebui să ne dea altceva, cred. A, trebuie să le pui corect. A, așa. Bun. Avem cheia multicoloră. Și deschidem lacătul acesta. Ciocanul, ce faci cu ciocanul? Ia, hai să încercăm cu ciocanul, să dăm în... A, pușculiță. A, uite mă că îți dă bănuți din pușculiță, ce tare. Și folosim aici un bonus ca să luăm o baterie. Și mai folosim aici un bonus ca să luăm foarfeca. Că o să ne trebuiască. Foarfeca nu pot să tund vreuna de asta, nu pot. Baterie la ăsta? Da. Și ar trebui să-mi dea ăsta pe jos. Asta mă gândeam că trebuie să se întâmple. A, uite mă că trebuie să-l faci așa să... Aha. Avea logică, doar că nu se întâmpla nimic. Trebuia să-l mișc eu să facă chestia asta. Aici e un puzzle, dar nu pot să dau click pe el. Nu știu încă de ce. Aici cauciucuri nu mai pot să iau altceva. Ăsta care e faza cu el? Aici e întrebarea. Pentru că... E o chestie, 3971. Asta e un cod pe care trebuie să-l folosești la ceva. 3? Poate? Deci ar veni 6789. Stai. 3971. Poate asta e faza? Și ar veni 7 și 1? 3971? Da, nu știu ce să zic, sincer să fiu. Aha, deci asta trebuie făcut aici. Și trebuie să tunzi ăsta în continuu. Cred că m-a certat, dar asta e. Lasă-mă în pace că eu trebuie să deschid aici camionul. Ăsta o să fie de aici de jos, da? Ia să vedem. Uite, mă ceartă de fiecare dată. Lasă-mă în pace, doamne. Am prins de unde-i codul ăsta. Este de la camion. 3971. Aparent are un cod la ușă. 3971. Asta era de fapt. Eu încercam... Poate că unele chestii în jocul ăsta sunt simple, dar dacă te gândești prea mult la ele, le faci grele în mintea ta, știi? Și zici, bă, e greu, nu-mi dau seama ce trebuie să fac. De fapt, n-are legătură că nu este chiar atât de greu. Și chestia asta de jos trebuie să fie ca ăsta. De asta nu mergea să dau click aici. Mamă, frate, fiți atenți ce mi-a făcut jocul. Deci trebuia să faci exact așa. Asta era forma că ți-o arăta pe perete. Dar, na, de unde să știu că nu m-am așa până acum, v-am zis. Este prima dată când mă joc. Nu m-am uitat înainte să văd cum se joacă sau ceva de genul ăsta. Deci, este o primă reacție la toată chestia asta. Și ultima cheie este aici în copac. Trebuia să dai click acolo. Și acum ar trebui să fie totul în regulă și să putem deschide ultima ca să poată să folosească camionul. Corect? Da? Ia, hai să vedem, a reușit? Da, a dat în loc aici tot ce trebuie. Îți mulțumesc că m-ai ajutat să găsesc toate cheile și mergem mai departe. Am făcut niște bănuți. Ideea e că jocul vrea să te joci minigame-uri ca să faci bănuții ăștia, dar am cumpărat câțiva de pe store ca să putem să avansăm mai repede. Așa că hai să vedem. Am mers la plajă astăzi, dar este foarte cald. Ai ceva înghețată? Bineînțeles. Mama a adus niște înghețată în această ladă frigorifică, dar este închisă cu toate aceste lacăte. Eu nu înțeleg de ce tot se închid cu lacăte toate chestiile în jocurile astea. Deci, în primul joc, primul nivel era că s-a închis cum ar veni ușa de la WC-ul și făceam pe noi, practic, și nu puteam să intrăm în baie. Pentru că era închisă cu lacăte. De ce? Nu știu. Habar n-am. Dar trebuie să învârți astea în așa fel încât să se facă. Interesant. Interesant, dar cred că așa. Corect. Aici avem un cod pe care nu-l știm. Iar aici, aici avem upsi. Deci avem 1. Deci 1 e în mijloc, 2. Hai să vedem unde e 3. 3 4. Unde-i mă 4? Aici 5. Deci trebuie să reții astea. Gata, cred că așa e. Perfect. Mi-a luat puțin acolo, dar am reușit până la urmă. Iar aici e un cod ăsta, așa. Dar nu știu exact care e codul. Deci trebuie să ne mai jucăm pe aici să mai aflăm. Am luat un om de plastelină. Avem un melc, avem niște de astea, dar nu mai avem nimic acolo. O undiță. Asta cred că e mama lor.
Ok, am făcut rost de o grămadă de iteme. O grămadă. Ok. Hai să vedem ce mai avem pe aici prin zonă. Ăsta trebuie să faci un fel de... să se conecteze totul între el. Cred? Aha, așa e. Și vine crabul. Merge pe chestia asta. Și a zis ne dea ok. Ne-a dat ok. Perfect. Bun, aici... ce e ăsta? Are o legătură toată chestia asta. Uite. Le poți schimba între ele. Trebuie să fie perfect aranjate. Practic asta trebuie să vină aici, dar dacă asta vine aici, păi nu mai se potrivesc astea la alte. Interesant. Încă un om de ăsta de plastelină. Și în apă, cu undița cred că putem să luăm ăsta. Hai să vedem. Nivelul ăsta e mai greu decât celelalte. Dar văd că am niște chei, așa că hai să încercăm să deschidem. Păi stai, că am un cod aici. 3952. O fi de aici. 3952. Da. Bun. Cheia roșie. Perfect. Mai am vreo cheie, mai am cheia asta cu steluță. Bam. Care-i faza cu omuleții ăștia? Nu știu. Poate trebuie să-i dai lui. Nu, m-am gândit că poate, dar nu. Nu e așa. Aici nu văd să poți să faci ceva, dar... mă gândeam că poate pot colora. Verde. Uite mă că sunt de-astea de dai cu ele, dar... albastru n-am și nici roșu. Poate trebuie să le dau așa. Hai să văd, nu, mai am vreo unul? Nu mai am. Ok, cred că trebuie să fac rost de toate. Asta mă gândesc o fi faza. Mai avem aici o găleată. Și am luat-o și pe asta. Ce faci cu găleata? Uite-am cu un omuleț. Și avem 3 omuleți. Cu găleata cu apă spele aici și vine 725. Și știu că era aici o chestie. 7... 7, 2, mai să vedem, 2 și 5. E corect? Sau poate trebuie să numeri câți de ăștia sunt pe plajă? Că vedeți că e un melc aici, de exemplu, melci. Avem un melc, 2? Cred că 2 melci, da, asta trebuie să 3 melci. Și practic ar fi 3, mă gândesc. Nuci de cocos ar fi 3? Stai să văd dacă mai sunt pe aici. 5. Astea se pun oare? 5, 6, 7, 8. Ar fi 8, cred. Și inimioare. Avem una. Stai să vedem pe unde mai sunt. 2. 2 inimioare? Oare? Să vedem dacă e corect. Da, aparent a fost corect. Ok, deci am scos și lacătul ăsta. Perfect. Hai să vedem că mai avem o grămadă de chestii pe aici de făcut. Aparent omuleții trebuie plasați aici. Nu știam. Hai să-i punem. Și a primit cheia galbenă sau cheia gold, cum vreți voi să-i ziceți. Ia să vedem noi. Uite chiar aici. Nu, asta e. Deci mai e una. Asta a fost cheia gold și asta mai este una similară. Ia să vedem noi. Deci aici mai am nevoie de ceva. Cu siguranță. Pentru că văd că nu pot să interacționez sub nicio formă. Asta mă interesează să-l fac cum trebuie. Dar, uite, eu când încerc să mișc și de ce nu pot să le mișc pe centru? Asta ar fi întrebarea mea. Pentru că trebuie să le miști într-un anume fel. Asta, de exemplu, trebuie să fie cu totul și cu totul în partea cealaltă. Uite, lol, le-am făcut. Perfect. Dar le-am făcut din greșeală, adică... Stai atent ce trebuie să faci aici. Trebuie să dai așa cu mingea în astea. Asta n-ar trebui să fie foarte greu, cred. Bine, ideea care e, eu mă juc în momentul de față de pe emulator. Și de pe emulator e un pic mai dificil față de cum te-ai putea juca de pe tabletă sau de pe telefon. Bun, avem 2 chei. Ia să vedem. Ăsta și cheia albastră. Mai ai astea. Astea sunt coduri. 2 chiar. Înghețat asta și mai... deci practic mai avem 2 lacăte și restul sunt coduri. 2 lacăte. Ăsta clar de aici o să fie ceva. Peștișorul ăsta care sare. Și ce e ăsta? Cu ăsta vopsești ceva. Hai să vedem ce pot să vopsesc. Practic trebuie să tot încerci. Cu itemul respectiv te duci pe undeva și tot încerci să vopsești ceva. Eu așa văd că ar fi un fel de pensulă. Dar...
A, uite, oare? Umbrela asta are culori similare cu... Prăjitura trebuie să-i o dăm lui. Și ce face? Se duce în spatele unei pietre și îmi dă cheia portocalie. Ok. Pe el trebuie să-l pictezi? A, nu, e o lopată. Dar arată ca o pensulă, pe bune zic. Da, pentru că din plastelină seamănă. Bănuiesc. Uite, ăsta o să vină aici. Trebuie să deschidem lacătul și avem albastru, roșu și verde. Și albastru va fi 2, roșu 4 și verde 5. Albastru este 2. Stai să vedem cum sunt poziționate ele. Albastru este 2. Ok, roșu este 4. Hai să vedem, 4. Ok, și stai să vedem. Verde 5. Ok, 5. Perfect, și s-a deschis și ăsta. Și acum nu mai avem decât un singur lacăt pe care încă nu știm cum să-l deschidem, dar hai să mă uit pe aici să văd dacă găsesc eu vreun indiciu. Ceva ce am ratat, poate? 725. Are legătură cu ăsta? 725? 7, 2, 5. Perfect. Ia să vedem. Reușim să facem rost de înghețată? Reușim. Și băgăm acum înghețată cât încape. Am făcut rost și de niște bănuți și acum putem să trecem la următorul nivel. Dar asta o să se întâmple în episodul următor. Dacă o să mai fie un episod următor, asta depinde în funcție de voi. Dacă o să văd suport la acest episod, o să continuăm, că avem o grămadă de chestii de făcut. Deci, da, ne auzim data viitoare. Pa, pa!